Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Astăzi am poposit în comuna Scoarța și vom realiza un interviu cu domnul primar Ion Stamatoiu. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar! Sărmâna, bine ați venit! Ca de fiecare dată, noi suntem ospitalieri, atât primarul, colegii din primărie, cât și cetățenii comunei Scoarța. Vă mulțumim pentru invitație. Domnule primar, spuneți-ne ce mai faceți? De când nu ne-am mai revăzut, ce s-a mai întâmplat pe la dumneavoastră prin localitate? Sigur, pot să vă spun lucruri frumoase, sunt greu de realizat, dar noi, cu colectivul pe care l-am la primăria Scoarța, am realizat și intenționăm să realizăm și în perioada următoare lucruri frumoase pentru localitatea noastră. Care sunt prioritățile dumneavoastră? Sigur, avem un plan vast de investiții pe raza localității Scoarța, în afara faptului că avem în continuare de finalizat proiectele care sunt în derulare, pe măsura 7.2, asfaltare 656 km, modernizare drumului, de fapt, drumului Sătești. La momentul în care vorbim, s-a finalizat asfaltarea drumurilor în zona Bobu, zona Scoarța, până la Piștești din deal. Continuăm acum la acostamente, rigole, marcaje, indicatoare. Recepția va fi anul acesta în vară. Sperăm și cum se văd lucrurile, lucrarea este de calitate. Sigur, continuăm investițiile în comuna Scoarța, deoarece de-a lungul timpului au fost cam lăsate lăcașele, sau mai bine zis, școlile gimnaziale pe raza comunei Scoarța. Avem pe PNDL 2 școala gimnazială Budieni, care o avem finanțată, în următoare perioadă va fi licitația. Valoarea nu este foarte, foarte mare, în jur de 6.400.000 bani vechi, dar va fi nevoie ca această școală să fie reabilitată, având în vedere că este de peste 50 de ani, 55-60 de ani. Se va schimba acoperișul, se va învălăpa, se va face o toaletă așa cum normele în ziua de astăzi ne spun acest lucru. Am depus pe PNDL 2 și școala gimnazială Scoarța. Suntem în tratative cu Ministerul Dezvoltării, deoarece și această școală are nevoie de reabilitare, la fel cum vă spuneam, acoperiș, învelopare, toalete, modernizare săli. Avem promisiuni de la parlamentarii noștri de Gorj și chiar de la Ministerul Dezvoltării. Am fost personal cu domnul Weber, la Ministrul Secretar de Stat, că vom primi finanțare și pentru această școală de la Scoarța. De asemenea, intenționăm, având în vedere că în perioada trecută am finalizat pe OG28 în 903 km, intenționăm și am depus documentația la Ministerul Dezvoltării prelungirea acestor drumuri asfaltate, deoarece aceste drumuri nu sunt finalizate. O porțiune din drum, vă dau un exemplu, primul sat la intrare în comuna Scoarța, Piștești din deal, are 1400 lungime, finalizat doar 800, partea de sus acestui drum și a celorlalte drumuri, cele 9 drumuri, au rămas neasfaltate, fără rigole și rămânând partea de sus, având în vedere că și satele sunt pe culmile pe care sunt în comuna Scoarța, viiturile și tot ce vine de partea de sus distrug ceea ce a realizat. Avem promisiuni, la fel vă spuneam, și din partea parlamentarilor, domnul Weber, domnul Cârciumaru, chiar din partea domnului președinte Cosmin Popescu. Personal a fost la dânsul, a înțeles situația și sunt convins că vom fi sprijiniți să finalizăm aceste drumuri. Drumurile au fost asfaltate pentru prima dată, cele care spuneți că urmează să fie recepționate? Pentru prima dată au fost asfaltate, au fost drumuri de țară, de pământ și piatră, au fost pentru prima dată, arată drumuri realizate bine, cu rigole betonate, cu marcaje, cu tot ce trebuie. Sigur, ne dorim ca toată comuna să arate la fel și sperăm ca în următoare perioadă toate drumurile din comuna Scoarța să fie asfaltate, rămânând doar mici artere, mici ulicioare, care sigur le vom face pe buget local. Nu vom avea pretenții ca tot ce se va realiza în comuna Scoarța să se realizeze doar pe fonduri primite, fonduri europene sau fonduri de la guvern. Vom face pe buget local. Oamenii așteptau de multă vreme asfaltarea acestor drumuri. Sigur, și era necesare. Cum spuneam, drumurile noastre sunt marea majoritate pe culmile localității și de fiecare dată aveam probleme cu viiturile care veneau, viituri care se deversa pe DN67. Încurca și circulația pe DN67, plus colmatarii, golele și șanturile pe DN67 și sigur era nevoie de aceste drumuri asfaltate.
Pentru că spuneați mai devreme că veți încerca să realizați și din bugetul propriu anumite investiții, vreau să știm care este situația anul acesta, cum se prezintă bugetul? Bugetul, să știți că eu de când am ajuns primar și cu colectivul, care l-am la primăria scoarță, un colectiv de, pe care vă spun și spuneam de fiecare dată, un colectiv bun, cu profesioniști buni, s-au încadrat bine în sarcinile de servici care le avem, am ținut de bani. Deci noi nu ne-am permis să facem alte cheltuieli decât strict pentru localitatea comunei Scoarța. Sigur, banii am ținut având în vedere că aveam proiecte în derulare și, cum bine se știe, trebuia să ne achităm tranșele, bani pe care se returnează localității. Anul acesta am fost supărat că s-a făcut bugetul la nivelul județean, dar supărarea mi-a trecut, având în vedere că am purtat discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu parlamentarii noștri și, sigur, la următoarea ridicare de buget, și comuna Scoarța va primi ceva bani, deoarece la momentul în care vorbim, prima parte a anului, nu am primit niciun ban, având în vedere, am primit de fapt 290 de milioane pentru drumuri, restul nu am primit. Sigur, așteptăm rectificarea ca și foarte mulți primari care n-au primit bani sau cu foarte mulți primari care au primit bani și mai solicită, fiindcă e nevoie la bugetele locale de bani primiți și de la finanțe și de la Consiliul Județean. Să înțelegem că este mai mic bugetul față de anul trecut. Sigur, mai mic, dar am avut bani pentru funcționare. Utilități, salarii și tot ce am avut, am ținut de bani. Bani pe care am avut în bugetul local, am avut prevedere bugetară, banii care avem ne vor ajuta până la rectificare din iunie, când se prognozează că va fi rectificare. În ceea ce privește încasările la bugetul local din taxe, impozite, amenzi, cum stați? Să știți că prin acțiunile pe care le-am făcut anul trecut, chiar la începutul anului acesta, având în vedere că cetățenii au beneficiat de acel bonus de 10%, au venit foarte mulți cetățeni și s-au achitat în prima parte a anului. Rămânem în continuare deficitari cu încasarea amenzilor de circulație. Chiar astăzi, în mapa de dimineață care am făcut-o, am avut 28 de amenzi de circulație și zilnic am avut și recorde, 40-50 în mapă. Aceste amenzi de circulație nu le putem încasa, practic. Am văzut că sunt localități în care îi pun pe oamenii care nu-și plătesc amenziile să facă diverse munci în folosul comunității. Sigur, am încercat și noi acest lucru, dar vedeți dumneavoastră, foarte mulți care primesc amenzi de circulație sunt de etnie romă, au mașini înscrise pe unde umblă în lumea largă, le au pe Germania, pe Suedia, Portugalia, Bulgaria. Deci la noi, la primărie, nu au trecut aceste bunuri. Pentru cei care au solicitat și au venit la primărie la noi, am făcut acțiuni în instanță pentru muncă în folosul comunității. Dar sunt foarte puțini. Și de ce vă spun că sunt foarte puțini? Vin la noi în momentul când primesc această hotărâre jucătorească să se prezinte la primărie sau la școlile unde avem lucrări și unde sunt repartizați, refuză. Juristul nostru al primăriei lucrează poate de multe ori degeaba, având în vedere că iau foarte multe amenzi, au 20-30 de amenzi. În instanță se câștigă o parte se transformă în muncă în folosul comunității. În momentul când a primit această înștiințare că trebuie să se prezinte, refuză. Nu vin, doamne, să mă pui la șanțuri sau la spart de lemne sau mai știu eu ce lucrări mici, că vedeți, noi punem la lucrări profesioniste sau lucrări grele. Și de multe ori facem aceste acțiuni degeaba în instanță, urmând ca după ce aceștia nu se prezintă, să facem din nou în instanță pentru recuperarea debitelor în bani. Și lucrăm așa într-un cerc închis, fără rezultate. Noi am propus în perioada trecută, împreună cu domnul Weber, chiar cu domnul Cârciumaru, am transmis câteva materiale către Parlamentul României. Este o propunere pe care susținută și de foarte mulți primari, în sensul că poate reușim. Nu este bună sau foarte bună propunerea mea, dar zic că este totuși ceva. Recuperarea acestor amenzi să se facă, să fie dată ordonanță de guvern, să se facă într-un timp stabilit de cei care sunt în drept. Eu am propus 60 de zile. După 60 de zile, eu cred că ar fi necesar suspendarea permisului de conducere. Atunci vor avea nevoie de permis de conducere, fiindcă nu se mai poate în ziua de astăzi să circuli fără un mijloc de transport care să-ți asigure activitatea de zi cu zi. Și cred eu că cel care este în cauză ar veni să-și achite datorile pentru a-și intra în posesia permisului de conducere. Pentru a-și face o idee, telespectatorii noștri, ce înseamnă neîncasarea acestor amenzi, spuneți-ne, domn primar, cât aveți de recuperat și ce ați putea face cu acei bani?
Vă dați seama că la ora care vorbeam chiar de dimineață, vorbeam cu colegii din primărie, cu contabilul și eu, cu secretarul, la ora care vorbim și anunțându-i că astăzi avem la mapă deja 28 de amenzi, suntem aproape de suma de 20 de miliarde de bani vei, numai amenzi de circulație. Gândiți-vă, doar cu jumătate sau cu o parte din acești bani, ce s-ar putea realiza în comunitatea, în Scoarța? Noi avem investiții pe care le facem pe buget local, introducerea apei potabile, câteva sate care au rămas fără apă potabilă și le avem în planul de investiții pe anul acesta. Cu jumătate din bani am putea alimenta aceste sate sau, cum vă spuneam, am putea aceste mici artere, mici ulițe să le asfaltăm. Greu de înțeles pentru cetățenii Râul Planici, fiindcă la Scoarța sunt totuși oameni de bună credință și vin și achită datorile către bugetul local. Ce să vă spun, ne-ar fi necesare, până în vedere, cum vă spuneam, că bugetul la Scoarța nu este decât din taxe și imposte, din cote și ce primim la Consiliul Județean. Restul venituri, putere economică la Scoarța nu există. Am înțeles. Pentru că ați menționat mai devreme de rețelele de apă, care e situația la nivel de comună? Noi avem la nivelul localității Scoarța o rețea de 70 de kilometri deja introdusă. În momentul în care vorbim, am achiziționat niște terenuri pentru forarea a încă două puțuri de apă, un bazin de mare capacitate, satul Lazuri, care să completeze debitul de apă la nivelul comunei Scoarța, fiindcă noi avem puțuri forate la Bobu, alimentează zona Bobu, la Copăcioasa alimentează zona Copăcioasa, la Cerăt alimentează zona Cerătului de Pădure. Pe timp de vară sunt probleme cu apa, fiindcă diferența de nivel este foarte, foarte mare. Noi aducem apa de la 170 de metri adâncime, o ridicăm la nivel de încă 200 de metri, ca după aceea să-i dăm drum prin cădere. Lucru îmbucurător pentru noi la Scoarța este că în această perioadă, chiar cu 1 aprilie, societatea de apă care era subordonată Consiliul Local a trecut de operator regional Apa Regio. Un lucru, cred eu, destul de bun. Am reușit prin investiții să îmbunătățim și calitatea apei, filtre de autocurățire, stații de autoclorinare pe care le-am luat din bugetul local și le-am pus pe aceste instalații. Un lucru bun pentru cetățenii comunei Scoarța este că s-a redus prețul la apă. Era la 3,42 lei, acum la 2,72 lei. Deci prețul la apă a scăzut. Cetățenii trebuie să înțeleagă că mai sunt și cetățeni care încearcă tot felul de furturi din rețeaua de apă, că apa este necesară pentru oricare cetățean, știind că suntem la țară, se lucrează, zi lumină, seara omul are nevoie, ca orice om civilizat, de un pic de apă, să facă o baie, să-și aibă la toaletă, la bucătărie. Și prin activitatea pe care o facem, și chiar ieri am avut o discuție cu domnul director Pătrășcu aici la noi la sediu, vom colabora în continuare, vom moderniza instalațiile pe care le avem, vom mai achiziționa două pompe să avem rezervă, că e posibil pe timp de vară să ne lase. Deci suntem cuplați la această activitate, asigurarea apei de cantitativ și calitativ la nivelul comunei Scoarța. Ce investiții sperați să facă Apa Regio acum că a preluat rețelele, în principal, așa, care ar fi cel mai important? Investițiile vor rămâne tot pe primăria Scoarța, fiindcă instalațiile sunt ale noastre, puțurile sunt ale noastre. Dâns și vin doar cu reparații, vin cu salariații care le va asigura și un salariu, zic eu, mai bun decât l-au avut înainte pe societatea care exista. Noi cu dotările avem niște dotări pe care le-am dat cu proces verbal acestei Apa Regio, de fapt salariații sunt aceiași care au fost și înainte la de la COA. Investițiile pe perioada următoare, zic, prin Apa Regio va fi de anvergură mare. Noi am depus pe PNDL 2 canalizarea. Deocamdată n-am prin finanțare, având în vedere că comuna Scoarța este foarte, foarte mare și sperăm ca pe masterplanul Apa Regio și comuna Scoarța în următoarea perioadă să beneficieze de canalizare. Avem promisiuni, am discutat și la nivelul Consiliului Județean, la nivelul Apa Regio, domnul director Pătrășcu, și sunt convins că în următoarea perioadă va fi și la Scoarța canalizare. Nu este niciun sat? Nu avem decât un singur sat, satul Cerătul de Pădure, aproximativ 3 km de canalizare, atât, în toată comuna. Este aproape de oraș și ar fi păcat să nu aibă și rețea de canalizare. Sigur, și este necesară. Este apă, v-am spus, și este necesară canalizarea
orice om are nevoie să nu deversăm rigole în fața casei sau la vecinul, fiindcă nu mai este corect și vine mediul pe partea cealaltă, nu te lasă nici pe cetățean, nici pe noi ca primărie, care trebuie să asigurăm condițiile pentru buna desfășurare a acestei activități. Am înțeles. În ceea ce privește salubrizarea localității, cum stați? Să știți că am făcut acțiune în forță, cum se spune. Acum 3 luni am achiziționat 500 de euro pumele, m-am implicat personal, colaborez cu firma de salubrizare Cărbunești, cu care avem și noi contract, și cetățenii din Scoarța. Am adus 500 de pumele care au fost și distribuite în teritoriu. La ora care vorbim, deja avem încă aproximativ 350 de contracte făcute. Nu avem europubele să le dăm nici firma respectivă de la Cărbunești. Am zis că nu are posibilități financiare. Li s-au dat saci, contractele s-au făcut la nivelul primăriei. I-am sprijinit pe cei de la Cărbunești, având în vedere că cetățenii vin la Scoarța. Și nu are rost să plimbăm cetățeanul de la Scoarța la Cărbunești pentru un contract. Și am făcut noi contractul aici. Fata noastră de la mediu le-a dat și saci în prima parte. Rugămintea noastră, și vom avea o discuție mâine în ședința Consiliului Local cu doamna directoare de la Cărbunești, cu juristul, să încerce o finanțare, nu știu cum, împrumuturi, să dotăm cetățenii, fiindcă sunt necesare aceste europubele. Având de vedere că la țară, vedeți, mai sunt și câini plimbăresc pe drumuri, cetățeanul poate să stea lângă sac, să ai pe grijă, se mai rup saci, se mai deversează pe drumuri și e imagine proastă. Cât ar mai fi nevoie? Ar mai fi nevoie, deci la ora care vorbim, v-am spus, avem încă 350 de contracte și ar mai fi nevoie de încă cel puțin 500 de europubele ca să echilibrăm cât de cât situația localității. Să știți că ne-am implicat personal, m-am implicat cu salariații primării, le-am distribuit ca să se urgenteze distribuirea lor, să se urgenteze contractele și zic că am făcut un lucru bun în colaborare cu firma la Cărbunești. Referitor la salubrizare, în continuare vreau să spun că am făcut acțiuni în această perioadă, fiind luna curățenii, toate cursurile de apă, văruitul pomilor pe DN67, poate ați trecut și am făcut cu cei de la 416, fiindcă este localitate de tranzit de la Târgu Jiu spre Vâlcea și este păcat ca să nu arate cât de cât măcar la DN67, fiindcă au și cei de la domnule naționale obligații, am reușit cu domnul director Tudor, dar cu sprijinul nostru și a domnului director Tudor Cutilaje, sper ca DN67 să arate totuși ca un drum care traversează o localitate ce face legătura între Târgu Jiu și restul localității spre Vâlcea. Am înțeles. Mai devreme ne spunea și de unitățile școlare. Cam care este situația la toate unitățile de aici, de pe raza localității? Sigur, după ce am ajuns primar, vreau să spun că am făcut câteva acțiuni de investiții, deoarece nu s-au făcut de foarte, foarte mulți ani. Am reușit parchetarea, câteva astfel de clasă, zugrăvirea și interioară și exterioară, dar este necesar și așa cum vă spuneam, noi am depus documentația anul trecut, sunt necesare lucrări de investiții. În primul rând, că toaletele sunt undeva la distanță de școală, ceea ce nu se mai permite și nu mai este corect. Trebuie reabilitate și sălile de clasă și acoperișul clădirilor și eu sper că, vă spuneam, cea de la Budien sigur va intra în perioada următoare, cea de la Scoarța am promisiuni 99,9% să zic că vom primi finanțare, fiindcă nu este o sumă foarte mare, vă spuneam. 6.400.000 va fi și școala de la Scoarța, după estimările noastre și după documentația depusă în baza unui proiect. Nu-i făcut așa aiurea. Bun, școli avem, vor fi recondiționate, copii mai sunt? Da, copii să știți că mai avem. Avem școala Budieni, chiar dacă sunt foarte mulți romi, avem comunitate de romi foarte, foarte mare la Budieni, copii sunt în jur de 340 de copii. Greutate mai mare avem la școala generală Bobu, unde sunt foarte puțini copii, școala este foarte mare, este greu de întreținut, o să avem în vedere și am discutat cu cadrele și cu doamna directoare, poate în viitor o să reabilităm sediul fostei primării, să facem, ei au nevoie de practic două săli de clase, fiindcă acolo funcționează clasa 0, 1 și 3 într-o clasă, 2 și 4 în altă clasă. Mai sunt doar 34 de copii. Într-o comunitate mare, Bobu este o zonă cu populație foarte mare. Copiii au plecat în alte zone, chiar spre Săcelu, chiar spre Târgu Jiu și nu mai putem să investim în școala de la Bobu, fiindcă e necesară investiție de câteva miliarde și nu putem. Vom reabilita, sigur, pe buget local, reabilita această clădire, a fost în primării, chiar au rămas
și-au cuplat la această acțiune și cadrele de acolo și ar fi chiar foarte mulțumiți dacă această fostă primărie cu cele două săli de clasă, cu o toaletă modernă și pot să-și desfășoare activitate și cei de la grădiniță și celelalte clase până la clasa 4. Este posibil chiar acum, din nou, la an școlar? Nu știu dacă putem la începutul anului școlar, dar oricum la anul sigur va fi, fiindcă, vedeți, sunt totuși bani și va trebui bani din bugetul local și bani pe care nu prea avem, cum vă spuneam. Așa este. Pentru că nu aș vrea să uit, îmi spuneți înainte să începem acest interviu că veți sărbători un cuplu din localitate. Puteți spune despre ce este vorba? Da, avem un obicei și noi și am început să-l facem, deoarece nu avem posibilități financiare foarte, foarte mari ca să putem să facem model Târgu Jiu, spre exemplu, cu pensionari. Dar încet, încet vom încerca și noi să aflăm cuplurile din Scoarța care împlinește 50 de ani. Chiar sâmbătă suntem invitați la un eveniment în zona Bobu, satul Raba. Voi merge acolo împreună cu colegi din primărie, cu consilieri locali, cu consilierul personal. Mergi noi cu o diplomă, cu un tort, fiindcă mi se pare corect ca și respect față de familie care 50 de ani au stat împreună și sunt încă în putere și vom fi alături de dânsi și chiar până la dânsi bătrânețe, fără probleme. Bucurăm că faceți... Mai avem o acțiune, vreau să mă și laud puțin. Sâmbătă, la ora 10, împreună cu garnizoana Târgu Jiu, cu domnul comandant al unității militare de la Budieni, cu domnul colonel Dobre, un colegul meu cu care lucrăm la foarte multe acțiuni, avem avansarea în gradul unui fost plutonier rezervist chiar în primul război mondial, care l-am sărbătorit anul trecut la 98 de ani. El se avansează în grad, trece în corpul ofițerilor și va fi sărbătorit la nivelul comunei Scoarța, împreună cu familia, cu colegi, din primărie, cum spuneam, cu consilieri locali, chiar aici în sala noastră de festivități a primăriei Scoarța. Foarte frumos, vor veni și localnici? Sigur, sunt invitați și localnici, a fost și anul trecut, vor veni și cadre, profesori, pensionari care se cunosc cu acest veteran nostru cu care ne mândrim. Ce vreau să spun că facem acțiuni, fiindcă mie îmi plac aceste acțiuni, nu numai de investiții la nivelul comunei Scoarța, reabilitare monumentele istorice, chiar am finalizat monumentul de la Bobu, ajunsese într-un stadiu, stătea de abis să mai ținea pe acolo, l-am reabilitat, de Paști, chiar cetățenii care au venit la Sfintele Paști la Bobu au rămas impresionați de modul cum arată acum. Consolidat, iluminat, pe timp de noapte se vede exact foarte, foarte frumos. Perioada trecută poate ați și aflat și poate ați și văzut. Am făcut, executat un monument la Scoarța. Un monument care nu cred că mai există la nivelul comunelor și chiar unii primari s-au interesat, au luat legătura cu mine, că ar vrea acest proiect pe care am făcut noi să-l facă și dânsi în localitățile respective. Monumentul eroilor și veteranilor de război din comuna Scoarța. Este undeva aproape, este foarte frumos, este chiar arată, într-adevăr, un monument în cinstea celor care au luptat pentru ea strămoșească. Foarte frumos. Despre activitatea sportivă am vrea să vorbim puțin, pentru că știm că sunteți un împătimit așa al fotbalului. Este adevărat. De când am venit viceprimar al comunei Scoarța, având în vedere că la nivelul comunei era un stadion care s-a investit foarte mult, 7 miliarde și ceva la timpul respectiv, nu există activitate sportivă, chiar vă spun, deloc. Și chiar am venit cu pretenția, domne, vin ca viceprimar, dar vreau să mișcăm tinerii noștri, fiindcă se duceau pe diferite terenuri, duminica să joace și un fotbal. Și am reușit să facem o echipă, suntem de Liga 5-a, nu contează faptul că desfășurăm activitate sportivă, nu vom ieși campioni sau că nu avem bani să promovăm, dar suntem undeva de mijlocul clasamentului, echipa este făcută din tineri din comuna Scoarța, 2-3 poate din exterior. Avem și fete care practică atletismul, chiar avem campioane care, ați mai văzut, a primit și diploma, a luat și concurs locul 1 la București, am premiat-o și noi din bugetul local cât s-a putut, am înscris încă o fată de la Budieni tot la atletism, le-am asigurat cu firmele de transport gratuit, m-am implicat, am discutat cu patronii firmei respective, le și mulțumesc pentru înțelegere. Avem o fată în zona Bobu care a abandonat o perioadă, dar m-a rugat, fiindcă are talent, i-am promis că o ajut cu transportul. Am participat chiar când a fost concursul la Târgu Jiu cu liceele și școlile generale din județul Gorj, am fost prezent în mijlocul lor acolo, chiar au rămas foarte mult prost impresionat că un primar se poate implica și participa alături de copii la aceste concursuri. Și am promis fetei lor, cu doi, plângea, a fost nemulțumită, dar cu tact, are talent, i-am spus să persevereze și voi ajuta și financiar și cu transportul și mă voi implica în activități că îmi place. Pe lângă faptul că îmi place sportul, îmi place și activitatea culturală.
la nivelul comunei Scoarța, comună formată din foste trei comune, Bobu, Scoarța, Budieni, n-am avut niciun cămin cultural, cu toate că activitate culturală avem. Uitați-vă că încet, încet se mișcă și investițiile în acest domeniu. Căminul Bobu, deja, dacă o să trecem vreodată pe acolo, este în șantier acum, dar în șantier în stadiu avansat. Deja am primit dotări, costumele populare pentru copii și adulți, costumele populare făcute la tizmare, deci originale, nu cumpărate de pe piață. Așteptăm și dotările următoare și sper ca în o lună jumătate, două, căminul cultural Bobu să fie inaugurat. Vă invităm la inaugurare de pe acum, o să invităm și doina Gorjului și oameni de cultură, căminul de la Budieni. L-avem finanțat, o să merg probabil săptămâna viitoare să semnez finanțarea, va începe lucrările și acolo și îmbucurător pentru mine, fiindcă de foarte mult timp am încercat, aici în fața primăriei avem căminul cultural de centru Scoarța, arată deplorabil. E, uitați-vă că cu sprijinul, cu insistența mea, probabil că am și defectul ăsta sau calitatea asta, insist, cu sprijinul domnului Weber și a domnului Cârciumaru, în sfârșit, căminul de centru Scoarța se află deja în finanțare, am depus proiectul, am fost chemat la comisie la Compania Națională de Investiții, împreună cu colegul meu care se ocupă de fonduri și investiții. Am stat la comisie, comisia a rămas impresionată de modul în care am fost prezentat căminul cultural și neplăcut impresionat de modul cum arată. Și uitați-vă că va intra și căminul de cultural de la Scoarța, la fel cu dotări, cu... O să vedeți în perioada următoare, în afară de grupul folcloric, care avem solistele, fetele care avem, fiindcă la Scoarța au plecat talente. Vă dau exemplu în zona Bobu, Roberta Crintea, la Copăcioasa, Scoarța, Copăcioasa, Beatriz Bândoiu, surorile Păvăroiu de la Budieni, Laura Ungureanu, care a participat la Nextar. Avem fete bune, talente bune și fete care vin din spate, chiar particip la toate acțiunile lor la școală, fiindcă îmi place. Să intru în horă cu ei, să cânt împreună cu ei, fiindcă e activitate culturală care, de când am fost și eu copil la școală, mi-a plăcut să fac parte din echipa de dansuri, din grup folclor, din grup satiric, ce se făcea pe tipul ăla la școli. Câți bani ați obținut pentru căminul de aici? Căminul de la Scoarța Centru, pe investiții în jur de 15 miliarde și acum cu o finanțare 10% primărie. Când ar trebui să fie gata lucrările? Vă dați seama că va mai dura dacă vom semna maxim o lună de zile, fiindcă s-a dat ordinul de ministru, s-ar putea chiar în anul acesta să înceapă. Finalizarea este 12 luni, la anul se va finaliza cel de centru Scoarță. Am înțeles. Ce fel de activități se vor desfășura în aceste cămine culturale? Deja am purtat o discuție cu un băiat de la Doina Gorjului, vreau să facem și o echipă de dansuri, fiindcă având costume populare, ar fi și păcat. Avem copii buni care le place, vă spuneam, chiar am participat și am văzut că știu dansuri populare românești. Copiii au rămas impresionați de mine că le știu și eu aceleași dansuri ca și ei. Le-am spus, dacă mă pun un pic cu ei, s-ar putea să-i depășesc. Am înțeles. Domnule primar, pentru că emisiunea noastră a ajuns la final, aveți un mesaj pentru cetățenii comunei? Sigur, aș vrea să le mulțumesc pentru înțelegerea pe care mi-au acordat-o, mi-au sprijinit în campania electorală. Aș vrea să totuși să fac un apel la dâns și avem această cadastrare gratuită pe acel proiect. Aș vrea, în momentul când facem popularizarea, întâlnirea cu firmele care au câștigat și care lucrează la acest proiect de cadastrare, să vină, fiindcă este foarte mare interes și trebuie să fie interes, fiindcă această cadastrare se face gratuit. Să vină la întâlnirile cu această firmă, cu reprezentanții primăriei. Nevenind, întârziem finalizarea acestui proiect. Eu chiar intenționez și chiar am purtat o discuție cu încă două firme, să urgentăm, să facem o firmă zona Bobu, una Scoarța și una pe zona Budieni, unde este prioritar, având în vedere că avem această magistrală de gaze care va traversa comuna Scoarța și un lucru îmbucurător, sunt în discuții cu toți primarii din localități unde traversează această coloană de gaze, am depus și am discutat și cu parlamentarii de sprijine, poate în viitor această magistrală trecând pe localitățile noastre, să ne acordăm și noi această coloană de gaze, având în vedere că lemnele deja sunt scumpe, nu se mai taie la voia întâmplării și va fi nevoie în gospodăriile proprii de aceste gaze. Aș vrea să le mulțumesc, le transmit cetățenilor să aibă aceeași încredere în mine ca primar, în colectiv și sigur sunt așteptați în orice moment, telefonul meu este deschis non-stop. Și noapte, la orice oră pot să mă sune, să răspund și să ne achităm cu cinste de obligațiile care le avem și dânsii să înțeleagă că această comună, fiindcă mai există discuții, domnule, dar de ce nu aici?
Comuna noastră e foarte mare. Avem 1624 hectare de la Săcelu până granița Bălănești-Nești. Să înțeleagă cum le putem face pe toate odată. Dar mandatul este de 4 ani, timp avem și cu dragoste vom munci în folosul cetățenilor din Scoarța. Așa este. Vă mulțumim pentru toate aceste informații și vom mai reveni pe la dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu, să rămână o zi frumoasă. Vă doresc salutări colectivului pe care reprezentați. Să rămână. Vă mulțumim. Domnilor și domnilor, emisiunea Dialog Social a ajuns la final. Sunt Alina Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Accent TV.